Accidentul rutier grav s-a produs pe DN5 în localitatea Uzunu din județul Giurgiu Duminică. Un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani a intrat în coliziune cu un tir condus de un cetățean de origine turcă și încărcat cu azotat de amoniu. Autoturismul se deplasa deplasat dinspre Giurgiu către București, iar autocamionul din sens invers. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o descarcerare, ambulanța smurd. S-au luat toate măsurile necesare pentru evitarea unei posibile explozii ca urmare a intrării în contact a azotatului de amoniu cu motorina scursă din rezervorul tirului. Echipajul CBRN a intervenit cu protocolul în caz de accidente chimice. La fața locului a aterizat și elicopterul smurt. Din primele verificări, bărbatul din municipiul Giurgiu, în timp ce conducea un autoturism pe DN5 în afara localității Uzunu, a pătruns pe sensul opus și s-a lovit frontal cu autocamionul condus de cetățeanul turc de 41 de ani. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul șoferului. Conducătorul autocamionului nu se afla sub influența alcoolului. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșit infracțiunii de ucidere din culpă, din cauza accidentului, traficul a fost blocat.